Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Moldova în direct. Săptămâna aceasta vom discuta despre realitățile comune ale vieții, atât politice, dar mai ales economico-administrative din Republica Moldova și România, despre provocările, dar și oportunitățile, nu-i așa, care apar în această perioadă și care cumva sunt comune pentru cele două țări. Astăzi îmi face o deosebită plăcere să discut cu trei persoane din Republica Moldova și aș începe pe rând să-i prezentăm cu doamna Monica Babuc, președinte interimar al PD Moldova. Bun regăsit că ați mai fost la noi, doamna Babuc. Bună seara! Alături de noi este și domnul Iurie Ciocan. Dumnealui este președinte al PSD, atenție, pentru Republica Moldova, să nu înțelegem că este pentru România. Bună seara, domnul Ciocan. Da, bine v-am găsit. Bună seara. Nu în ultimul rând, domnul Nichitu, jurnalist News Moldova, pentru Chișinău. Bună seara, numai bine. A rămas imaginea înghețată la domnul Nichitu. Poate să-și revină. Bună seara! Este faptul că domnul Nichituș, când o să-și revină imaginea... Domnul Nichituș, ne auzim? Da, vă aud acum, da. Măsese la prezentare. Dumneavoastră sunteți din Bacău, român, dar stabilit încă de la începutul anilor 90 la Chișinău. Deci un foarte bun cunoscător, aș aprecia eu, a realităților de acolo din ultimele trei decenii. Da, este adevărat, sunt martorul istoriei contemporane a politicii din Republica Moldova, sunt martorul creșterii și descreșterii partidelor politice din Republica Moldova. Da, vom vedea efectiv la curent, la momentul de față, despre ce este vorba. Aș vrea să începem discuția de la punctele comune, care nu doar pe noi din România și Republica Moldova ne unesc, ci întreg mapa mondă, dar Europa cu siguranță este mai grevată de actualele scumpiri la carburanți, gaze, electricitate, care fac populația să sufere și să treacă printr-o perioadă de îngrijorare maximă, îngrijorare potențată, să spunem așa, între ghilimele, și de conflictul acesta pe care îl avem tot la granițele comune cu Ucraina. Aș vrea să încep cu doamna Babuc, că e doamnă, o bădăm și la înaintare. Cum resimțiți dumneavoastră în această perioadă realitățile curente de la Chișinău, dar și din Republica Moldova pe ansamblu? Bine, este un lucru comun deja că populația din Republica Moldova este extrem de îngrijorată de tot ce ține de prețurile galopante, de inflația care a ajuns, iată, la peste 30%, lucru nemai văzut, nu doar pentru Republica Moldova, dar în general pentru orice stat din lume, luând în considerație că această rată a inflației din Republica Moldova depășește chiar rata inflației statului vecin Ucraina, care se află, iată, din 24 februarie în război cu Federația Rusă, suportând agresiunea Rusiei. Normal că oamenii din Republica Moldova sunt extrem de îngrijorați, în primul rând, de prețurile pentru gazele naturale și pentru energie electrică, pentru că se apropie toamna și iarna. Iată că oficialii din Republica Moldova deja de foarte multe ori au anunțat, și doamna prim-ministru, dar și doamna președinte, că o să avem o iarnă grea, că ne așteaptă și o toamnă grea. Trebuie să strângem centurile, trebuie să facem economii și trebuie să găsim resurse alternative pentru ca să depășim perioada rece a anului. Cu toate acestea, eu simt că deocamdată oamenii din Republica Moldova, cetățenii din Republica Moldova, nu au resimțit suportul necesar pe care oricare guvernare și încrederea cumva în ziua de mâine
pe care oricare guvernare ar trebui să i-o ofere poporului său, chiar și în momente de criză majoră. Nu pot spune că nu se face nimic, dar uitați-vă că, de exemplu, dacă în prima perioadă a creșterii prețurilor la gaze a existat această compensație foarte benefică oferită de guvernul Gavriliță tuturor cetățenilor din Republica Moldova, la moment se anunță că compensațiile vor fi acordate deja nu tuturor familiilor, nu tuturor cetățenilor, ci doar celor care, atenție, în ghilimele, eu spun, pun în ghilimele, celor care merită. O fi o formulă care nu a fost foarte inspirată, lansată de, nu mai țin minte, sau de Igor Grosu, președintele Parlamentului, sau de doamna Gavriliță, prim-ministra, dar acest lucru nu poate să nu stârnească cumva și nemulțumirea, dar și îngrijorarea cetățenilor din Republica Moldova. Este clar că cetățenii sunt impuși să-și gândească singuri modul în care vor putea depăși greutățile legate de aceste prețuri. Mai mult decât atât, iată, se fac chemări la crearea unor rezerve de lemne, de cărbuni, dar iată chiar și pe gestionarea acestei situații, pentru că am fost în ultimele săptămâni în mai multe raioane din Republica Moldova, am înțeles că există o cumva o degringoladă legată de listele pe care le alcătuiesc primarii la capitolul asigurării cetățenilor cu lemne, pentru că a fost deloc inspirat un asemenea model de colectare a listelor de oameni cu necesități diferite, cu posibilități materiale diferite, și acest lucru îngreuiază și mai mult comunicarea autorităților publice locale cu cetățenii la acest capitol. Într-un cuvânt, concluzionând la tot ceea ce am spus, situația din Republica Moldova este complicată și foarte complicată din punct de vedere al realităților economice cu care se confruntă cetățenii la capitolul inflație și prețuri la carburanți și la resursele energetice, dar și din considerentul că noi credem că această situație, cel puțin până la moment, nu este gestionată așa cum s-ar cuveni în această perioadă. Și nici chiar continuarea, pentru că a fost votată ieri prelungirea situației excepționale în Republica Moldova, nu mi se pare inspirată, pentru că am tot trăit într-o situație excepțională și ceea ce spun despre lipsa unei perspective optimiste care le-ar fi oferită de către guvernare cetățenilor, aceasta a lipsit în lunile precedente. Nu știu cum prelungirea situației excepționale ar putea îmbunătăți, de exemplu, acest lucru. Sperăm, deocamdată este așa cum am spus. Da, doamna Băbuc, stare excepțională, stare excepțională, dar parlamentul pleacă în vacanță. Da, păi asta zic și eu, probabil că starea este nu pentru toți. Da. Așa este, da. Situația este într-adevăr delicată din ceea ce observ eu. Situația în Republica Moldova amintește un pic de teoria catastrofei. În teoria catastrofei se vorbește despre faptul că o autoritate care nu poate rezolva sau nu poate administra două crize în același timp înseamnă că intră deja în catastrofă. Iar această catastrofă o observăm în fiecare zi că există în Republica Moldova, iar faptul că astăzi președintele Republicii Moldova s-a dus la București pentru a cere ajutor autorităților române, dovedește faptul că până la Bruxelles, acolo unde se spunea și comentatorii politici vorbeau despre faptul că doamna Maia Sandu are relații bune, până la Bruxelles, mult mai repede și mult mai rapid și urgent se rezolvă situația aceasta cu București. De asta s-a dus doamna Maia Sandu la București pentru a solicita autorităților române ajutor pentru trecerea și ieșirea din catastrofă economică în care și energetică în care se află Republica Moldova. Da, eu îmi cer scuze, am avut o mică problemă, astea și avantajele și dezavantajele online-ului, ne aducem mai aproape, dar uneori tehnologia ne mai joacă câte o festă, îmi cer scuze. Da, haideți să mergem un pic mai departe. Domnul Ciocan, nu știu cât sunt de familiarizați
atât cetățenii din Moldova cât și din Republica Moldova cu conceptul ăsta de un partid care are o filială într-o altă țară. Cu toții la momentul de față cunoaștem foarte bine conceptul de diaspora. Diaspora este o componentă din ce în ce mai însemnată atât în România și deopotrivă în Republica Moldova. Aș vrea să ne oferiți mai multe detalii pentru că am căutat, vă mărturisesc mai multe nuanțe și detalii. Nu am găsit și mi se pare extrem de important la momentul de față și pentru viitor, desigur, cum reușește un partid din România, cum este cel social-democrat, să se activeze și să înțeleagă realitățile din Republica Moldova și în ce măsură întregul demers poate avea succes, dacă ne puteți explica puțin. Da. Sunt sigur în succesul acestui demers al Partidului Social-Democrat din România, din care fac parte, pe simplu motiv că noi aici la Chișinău, în Republica Moldova, muncim prin muncă politică cu cetățenii care au cetățenii române, dar au și cetățenii moldovenească, trăiesc în Republica Moldova și cunosc foarte bine realitățile de aici. Totodată, noi, membrii Partidului Social-Democrat, suntem foarte bine familiarizați și cu situația din România, cu legislația din România și asta ne ajută mult să comunicăm cu cetățenii noștri, să-i apropiem de România, să-i apropiem de situația la zi, economică, socială, politică, să-i ținem informați, să le arătăm toate avantajele care sunt în colaborarea noastră cu România și prin munca noastră să apropiem românii din Republica Moldova și românii care sunt astăzi în dreapta prutului în România, unii de alții. Perspectiva noastră este una clară. Eu personal îmi doresc pe durata vieții mele, noi să fim toți românii într-un singur stat, fără granițe. Forma care va fi, procedurile care vor fi, urmează să fie discutate, găsite soluții optime, dar noi... cum am zis, îmi doresc eu pe durata vieții mele, nu cândva, nu cineva să facă. Eu și echipa cu care muncesc, noi asta ne dorim, să apropiem oamenii unii de alții, prin informare mai detaliată, prin explicări. De exemplu, cel mai des întâlnit mit care eu practic zilnic îl combat este legat cu faptul că, uite, în cazul unei apropieri mai mari de România, vorbitorii de limbă rusă vor fi cei oprimați și nu vor avea posibilitate să-și aibă dezvoltare adecvată, ori studii, ori restul. Eu le explic tuturor care este starea lucrurilor reală în România de astăzi, inclusiv cu respectarea drepturilor minorităților naționale, drepturilor lingvistice, drepturilor la educație și multe, multe alte lucruri, în așa mod încercând să explicăm oamenilor de ce avem nevoie și de ce este mai bine să avem această apropiere. Pentru că ambiguitatea care nouă ni s-a impus 30 de ani, prin așa zisul statut de neutralitate, este o poziție pur antiromânească. Ori statutul nația civilă, da, moldovenească, este o activitate pur antiromânească, pentru a nu spune lucrurilor pe față, că noi suntem români, că noi prin pactul Molotov-Ribbentrop, cer scuze, am fost divizați. Acest pact practic a fost declarat ilegal și de Parlamentul Republicii Moldova, și în România, și în Federația Rusă, dar nimeni nu își asumă o responsabilitate politică la etapa actuală să gestioneze această situație, să acționeze în consecință. Să apropie oamenii, să apropie cetățenii unii de alții cu o perspectivă clară de formare unui stat comun. Asta facem. În imaginile pe care le urmăream, am văzut că deja a existat așa un desant politic recent al clasei politice de la București și la Chișinău. Vedeam acolo că deopotrivă era pe lângă domnul Ciolacu, erau și parlamentari, unii am recunoscut, sunt chiar din mâna Moldovei. Am și discutat cu ei după ce au venit de la Chișinău, au fost foarte entuziasmați. Foarte entuziasmați, cred că asta e nota pe care o transmis-o. Dar la nivel concret, ce s-a legat acolo? Bun, la nivel concret aș extinde un pic parantezele. În primul rând, practic azi toate trei persoane care conduc astăzi Republica Moldova, vorbim de președintele țării, președintele Parlamentului și prim-ministru, sunt cetățenii României.
deopotrivă și cu cetățenii Republicii Moldova. Deci pentru noi este aproape România nu doar prin faptul că suntem cetățeni, dar prin faptul că suntem români. Și aici, sigur că la întâlnirea care a avut loc între Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul din România, s-au discutat acțiuni comune menite să apropie cetățenii unii de alții prin implementarea unor proiecte comune, fie în domeniul educației, fie în domeniul infrastructurii, fie în armonizarea bazei legislative. Toate lucrurile astea urmează să fie făcute în viitor, dar ele sunt strict necesare, pentru că ambiguitatea în care am trăit 30 de ani, în care ni s-a explicat că putem fi și ba pe stânga, ba pe dreapta, ele nu mai țin, nu mai merg. Noi înțelegem că avem nevoie de o claritate, de un vector clar. Și în momentul în care noi am obținut statutul de țară candidat la Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere, acest vector s-a clarificat. Acum trebuie cu tot curajul să mergem înainte și principalul nostru susținător, firesc, este România. Știi că așa este. Deși sunt și multe voci, nu e adevărat, domnul Nichituș, care contestă anumite realități. Trebuie să spunem că în acest moment eu nu am auzit din partea opoziției de la Chișinău că neagă sau pun la îndoială cu subiect și predicat cursul spre integrare europeană al Republicii Moldova. Nimeni din Partidul Socialiștilor nu a venit să spună că în acest moment nu ar trebui ca Republica Moldova să meargă spre Uniunea Europeană. Da, ei au avut o declarație imediat după ce Republica Moldova a primit statutul de țară candidat la Uniunea Europeană, în care au sugerat că Republica Moldova ar trebui să-și negocieze mai dur acest statut și integrarea să o negocieze mai dur cu Uniunea Europeană. Asta probabil va urma în timp. Eu cred că Partidul de Guvernământ, adică Partidul Acțiune și Solidaritate, în acest moment ar trebui să repete ceea ce s-a întâmplat la București în 1994, și aici vorbesc despre semnare de către toate partidele, parlamentare și neparlamentare, a acordului de la Snagov. Este vorba de acordul prin care toate partidele din România au fost de acord cu ecartamentul european, de integrare europeană al statului român. Același lucru consider că ar trebui făcut și în Republica Moldova. Inițiativa ar trebui să vină de la doamna Maia Sandu, care are puterea de a strânge în jurul ei toate partidele, inclusiv de opoziție, am spus parlamentare și neparlamentare, și pentru a discuta acest lucru. Repet, socialiștii moldoveni și comuniștii nu au spus nu acestui primirii statutului de țară candidat. Probabil ei își doresc să negocieze anumite lucruri cu partidul care se află acum la cârma Republicii Moldova. Puneți, doamne. Și domnule prezenți, totodată nu am putea să nu ținem cont de anumite declarații ale unor lideri din opoziție care, bineînțeles că nu vor formula foarte tranșant o poziție care s-ar opune integrării europene a Republicii Moldova sau parcursului european al Republicii Moldova, pentru că este evident că marele club al statelor europene oferă cetățenilor din Republica Moldova și de pe continentul european cele mai bune condiții de viață și cele mai bune condiții de securitate personală și națională și respectarea drepturilor omului. Dar pe de altă parte, ei nu scapă nicio ocazie să spună, de exemplu, că uite, statutul de țară candidat oferit la 23 iunie Republicii Moldova nu o să încălzească și nu o să hrănească cetățenii din Republica Moldova. Deci lucru care este foarte bine auzit de cetățeni și este foarte clar ce mesaj are. Deci are mesajul a arăta că, uite, nici acest statut, care este un pas serios înaintea Republicii Moldova în parcursul european,
nu este ceva neapărat benefic, pentru că uitați-vă, noi ne confruntăm cu atâtea probleme legate de starea economiei, de consecințele războiului, care nu sunt rezolvate. Ei, fiind puse în acest fel problemele, sigur că unii cetățeni din Republica Moldova pot fi descurajați prin asemenea declarații care nu sunt altceva decât manipulări și amestecul într-o singură ligheană, să zic așa, unor care țin de diferite lucruri. Cer scuze dar sunt de acord că cei din opoziție nu simt neapărat parcursul european. Ei nu se opun vehement acestui lucru, dar fac foarte multe lucruri pentru aceea ca acest parcurs să fie încetinit. Doamna Boruc, eu v-am apreciat întotdeauna pentru faptul că, printre altele, dumneavoastră aveți o legătură foarte strânsă cu administrația publică locală. Și când vrem să discutăm despre dezvoltare și despre percepția cetățenilor și legătura lor directă cu statul, discutăm despre activitatea administrației publice locale, despre primari. Primarii de departe, indiferent în ce țară ar trăi, cunosc cel mai bine realitățile curente ale comunităților care i-au ales și pe care le gospodăresc. Motiv pentru care eu aș vrea să vă întreb, dar e o întrebare deschisă pentru toată lumea. Și e și contextualizată, vă mărturisesc de faptul că săptămâna viitoare eu mă voi afla în Republica Moldova. Noi cu produsul nostru economic Moldova Invest avem discuții atât în regiunea noastră de nord-est a României, cât și la București cu decidenții din cadrul ministerilor. Și încercăm să ne deplasăm către Republica Moldova pentru a discuta nu politic, ci administrativ cu exponenții administrației publice locale. Într-o discuție de dată foarte recentă de săptămâna aceasta cu ministrul economiei, pe care eu am avut-o din România, e adevărat, dumnealui mi-a punctat câteva elemente vis-a-vis de Republica Moldova, printre care că, deși sunt sume puse la dispoziție administrației din Republica Moldova, totuși nu există proiecte prin care aceste sume să fie accesate. Și lucrul ăsta m-a determinat pe mine să merg și să discut cu exponenții din administrația publică de la Chișinău, Cahul, Soroca, Ungheni și așa mai departe, chiar și în Cumrad, în Găgăuze, pentru a vedea efectiv dacă așa stau lucrurile sau nu. Dar dumneavoastră trăiți de viață acolo. Există sau nu proiecte? Înțeleg cei din administrația publică locală din Republica Moldova mecanismele europene, măcar puțin, pentru că, la urma urmei, tot demersul ăsta de aderare va cuprinde și o preaderare, o cunoaștere a legislației, a realităților, a modului în care se finanțează proiectele și cum se dezvoltă comunitățile. Sigur că da. Eu pot să vă confirm cu absolută certitudine că o foarte bună parte din cei 900 și ceva de primari ai Republicii Moldova au o experiență foarte bună în gestionarea diverselor proiecte sau proiecte care sunt și proiecte oferite de organizațiile internaționale și inclusiv proiectele bilaterale cu România, pentru că o bună parte dintre primarii noștri au semnate acorduri de înfrățire și acorduri de parteneriat cu primării din România, lucru care le oferă posibilitatea să fie sprijiniți, inclusiv financiar, pe proiecte extrem de concrete legate de ceea ce au nevoie ei să realizeze în localitățile lor. Dacă îmi permiteți, putem face o paranteză aici, într-adevăr, da, legată de trilateral asta cu Ucraina, pe care s-a discutat și s-a lucrat foarte mult. Dar proiectele erau scrise de România și se luau parteneri din Republica Moldova. Cumva ei veneau cu partea lor de documentare și documentație, dar munca aceasta de a scrie proiectul era făcută în România. Bun, eu vă dau dreptate și cel puțin pe domeniul pe care l-am administrat fiind ministrul culturii, ulterior culturii, educației și cercetării. Cunosc și am urmărit îndeaproape derularea a două proiecte mari de acest fel,
reabilitarea conacului Manuc Dei la Câncești și a cetății Soroca la Soroca, în care deci era încadrată ca și participanți România, Republica Moldova și Ucraina. Dar nu aș fi de acord cu dumneavoastră, nu pot să vă spun că în toate, dar într-o foarte bună măsură, proiectele din Republica Moldova au fost inclusiv scrise și gestionate de primarii și nu numai de primarii, și de președinții de raion și de consiliile raionale, unele dintre ele foarte eficiente, care au avut, deci iarăși, înfrățiri și parteneriate cu județe din România și care, vă rog să mă credeți, nu doar că au avut o pregătire teoretică de mulți ani oferită de ONG-urile de specializare, dar au avut și o experiență practică de foarte mulți ani de realizare și de scriere a acestor proiecte, cu care deci ulterior au arătat rezultate. Eu l-am ascultat astăzi pe domnul președinte Klaus Iohannis, care se referea, uitați-vă, la un proiect de cale națională, cele 100 milioane de euro oferite ca ajutor nerambursabil de România, Republicii Moldova, urmare a războiului cu Ucraina și consecințelor cu care se confruntă Republica Moldova. Și președintele Iohannis a subliniat că se bucură că, uitați-vă, acești bani se transformă în sfârșit în anumite proiecte. Și a subliniat că este vorba despre alocări pentru procurare de autobuze școlare, de dotări de laboratoare școlare, de investiții în infrastructura apei și a canalizării. Și așa mai departe. Deci, uitați-vă, noi suntem astăzi în luna iulie, la sfârșit de iulie. Da? Banii ca și ajutor au fost anunțați mult mai înainte. Eu, din experiența mea de membru a guvernului, vreau să zic că, din păcate, am senzația că câteodată administrația publică centrală trenează la realizarea unor proiecte de anvergură, pentru că, uitați-vă, inclusiv și, bun, și banii oferiți de Uniunea Europeană Republicii Moldova pentru recuperarea consecințelor războiilor din Ucraina, și vorba, îmi pare că de peste 600 de milioane de euro, nici aceia n-au intrat în Republica Moldova, și eu cred că cauza ar putea fi în mare parte lipsa de capacitate sau deocamdată capacitatea proastă de a valorifica aceste fonduri. Aveți dreptate să mergeți către primari, v-aș recomanda să mergeți și la președinții și consiliile raionale din Republica Moldova, ca să vedeți că acolo există foarte multă dorință și, vă zic încă o dată, experiență de valorificare a banilor românești pentru proiectele concrete pe care le realizează acolo. Ceea ce nu înseamnă că și la acest nivel nu există destule probleme. Probabil că încă mai avem de învățat la capitolul realizarea proiectelor care ne sunt oferite de România și mai ales la viteza valorificării fondurilor. Sigur că ar trebui să arătăm mai multă capacitate și instruire la acest capitol. Să intervin eu aici, domnule Ștefanovici, să spun că, într-adevăr, doamna Babuc are perfectă dreptate, deoarece dacă facem primitere la Partidul Democrat din Republica Moldova, este un partid care întotdeauna a fost taxat pe mai mult pe provincie. Numărul de primari pe care i-a avut mereu Partidul Democrat din Republica Moldova a fost mereu mare și întotdeauna s-a spus și cei din Partidul Democrat s-au condus de ideea că, virgulă, Chișinăul nu este toată Moldova. Trebuie de spus să spunem că niciodată Partidul Democrat nu a avut un primar în municipiul Chișinău, dar a avut un număr mare de primari în provincie, ceea ce face ca acest partid să cunoască foarte bine realitățile de la firul ierbii. Așa este. Mi-amintesc în unul din ultimele, deci proiecte la care am asistat chiar, a fost proiectul oferit de primăria înfrățită cu primăria cu Bolta Sângerei, prin care a fost înălțat deci un bust de bronz lui Pan Halipa, unul din înaintașii Unirii, născut în acest sat,
și mi-aduc aminte ce însuflețire și ce bucurie mare era la acest capitol în localitatea Cubolta, în care venise și colegii din primăria, îmi scap acum, din România, care au oferit acest cadou, dar asta a fost doar una dintre realizări realizate în acest parteneriat. Îmi cer scuze, domn Ciocan. Nu, vroiam doar să atrag atenția că, într-adevăr, într-un număr mare de primării, ducem lipsă de capacitate de a genera proiecte investiționale și nu doar de a scrie aceste proiecte, dar și a le implementa acolo unde ele deja sunt oferite. De ce? Pentru că, din punctul meu de vedere și nu doar al meu, avem în Republica Moldova astăzi o structură administrativ-teritorială destul de atomizată. Avem 898 de primării la un număr efectiv de populație care oscilează în jur de 2 milioane. Avem primării unde primarii au fost aleși cu câteva sute de voturi, iar numărul cetățenilor care de facto trăiesc în acele primării, iarăși, este unul foarte mic. Avem într-o treime de primării numărul angajaților nu depășește 5 oameni. Deci, efectiv, capacitățile sunt modeste. Aici noi la fel vedem rostul Partidului Social-Democrat, primarilor din Partidul Social-Democrat, președinților de consilii județene, să vină cu un suport în expertiză, în împărțirea cunoștințelor, experienței sale cu omologii din Republica Moldova, în așa mod ca să-i ajute să acceseze aceste fonduri, să acceseze aceste proiecte. Sigur că este și pe agenda actualei guvernări, a fost și pe agenda guvernărilor anterioare care au și pregătit proiecte palpabile de reorganizare teritorială administrativă, în care să avem primării mai mari, cu un număr mai mare a populației, cu un teritoriu mai extins, unde și proiectele, inclusiv legate de infrastructura locală, să fie implementate mai facil, mai comod pentru cetățeni. Lucru care încă urmează probabil să se întâmple. Dar, repet încă o dată, este clar în vizorul PSD-ului din România și filialei din Republica Moldova acest transfer de cunoștințe de la apeleurile conduse de primarii PSD în România către primarii din Republica Moldova, care să-i ajute prin experiența lor, prin practica lor, să devină mai buni în pregătirea, accesarea și implementarea acestor proiecte. Despre Partidul Social-Democrat din România cred că se pot spune foarte multe, dar primarii social-democrați sunt efectiv performeri la capitolul dezvoltare și atragere fonduri europene. Vreau să folosim aceste cunoștințe și pentru pe cei primari din Republica Moldova, să-i ajutăm să-și crească capacitățile. Da, dacă tot am ajuns aici, domnul Ciocan, administrație, dar economic cum se vede? Pentru că eu vă spun ce se întâmplă în România. În România, administrația publică locală este oarecum grevată și blocată la momentul de față de creșterea costurilor, inclusiv la proiecte, pentru că proiectele se fac pe baza unor previziuni financiare. Ele au fost calculate la anumite prețuri. Prețurile au crescut exponențial. Firmele de construcții la momentul de față, evident că nu mai pot duce la capăt lucrările pentru că ar însemna să aducă bani de acasă, ceea ce nu se poate întâmpla. Și uite așa, proiecte de drumuri, dezvoltare, școli și așa mai departe, rețele, nu se mai fac. În Republica Moldova vă confruntați cu probleme similare sau la dumneavoastră e totul? Nu, exact aceleași situații și aceleași manifestări le avem și în Republica Moldova. Noi cu toții am fost martori când din bugetul de stat s-au sustras miliarde, s-au scos miliarde de lei pentru achitarea gazului consumat în perioada de iarnă 21 către trecerea în 22. Deci acești bani au fost retrași din bugetul pentru anul 22, anume din capitolul proiecte investiționale. Noi vedem că nu se mai construiesc atâtea drumuri, noi vedem că nu se mai repară atât de multe școli, grădinițe, cum era cel puțin planificat să se întâmple. Plus avem un deficit bugetar care a fost public declarat în Parlament de către actualul ministru al finanțelor, un buget de circa 20 de miliarde de lei moldovenești la un buget de puțin peste 50 de miliarde, deci noi vedem că aproximativ 40% avem un deficit bugetar care se încearcă a fi acoperit din împrumuturi, ceea ce nu poate face mai bună viața nici la momentul actual, dar nici cea de perspectivă.
Aici avem o situație, hai să spun, mai mult ori mai puțin similară, pentru că cheltuielile sunt greu de planificat astăzi, pentru că prețurile cresc galopant, cum a menționat și doamna Băbuc anterior. Prognozarea acestor cheltuieli este destul de dificilă. Mulți primari acum se confruntă cu perioada în care urmează să-și prezinte bugetele pentru anul viitor și iarăși destul de greu înțeleg care va fi pronosticul prețurilor, care va fi pronosticul cheltuielilor, care vor fi tarifele inclusiv la resursele energetice pentru anul viitor. Ne mai vorbim de insecuritatea ce vine din partea războiului din Ucraina. Noi practic în toată ziua suntem cu ochii pe acest conflict și destul de multă lume își face griji legate de extinderea acestui conflict în apropierea nemijlocită a Republicii Moldova, a pământurilor românești. Vom ajunge și la conflictul ăsta cu discuția. Și haideți să trecem și acolo, într-adevăr. Există o problemă, domnul Nichituș, vis-a-vis de Transnistria. Românii o cunosc puțin spre deloc, nu știu pe cât îi interesează, dar probabil ar trebui să ne intereseze mai mult, pentru că atunci când s-a pus problema unor elemente de insecuritate, care au venit foarte aproape de granița noastră de nord a României, toată lumea s-a panicat și poate că punându-ne sau reamintindu-ne de evenimentele alea din februarie anul curent, am înțelege mai bine și ce se întâmplă peste Prut și Nistru. Dacă am înțelege mai bine că într-o oarecare măsură ne poate afecta pe toți deopotrivă. Situația din regiunea transnistreană este delicată, dar este menținută la control de către actualele autorități. Trebuie să dăm cezarului ce este a cezarului și să spunem că doamna Maia Sandu, dar și cei de la guvern, de la Biroul de Reintegrare al Republicii Moldova, fac o echilibristică diplomatică pentru a menține pacea. Trebuie de spus iarăși că domnul Oleg Serebrean, care este șeful, vicepremierul Guvernului Republicii Moldova și este și încărcinat cu reintegrarea Republicii Moldova, are și poartă discuții cotidiene cu omologii săi din regiunea transnistreană, e urât spus omologi, dar cu cei din regiunea transnistreană. Într-adevăr există și au fost tot felul de provocări în regiunea transnistreană. Aceste provocări au avut, unii spun că au avut rădăcine la Kiev, alții combat aceste lucruri, dar trebuie de spus că discursul mai belicos care se aude întotdeauna când e vorba despre regiunea transnistreană vine de la Kiev. Vă aduc aminte atât doamnei Babucu și domnului Ciocan că cei din Sovietul Suprem de la Tiraspol au adoptat la sfârșitul lunii iunie o decizie în Sovietul Suprem prin care un document prin care își declarau neutralitatea. Adică nu vor să facă parte, să țină parte cu unul sau cu altul. Discuțiile care pleacă de la sau ceea ce am văzut eu că se vorbește la Kiev este din partea unor structuri militare, un alt oameni din structurile militare, vorbesc despre sugestii la adresa conducerii Republicii Moldova, prin care încearcă să obțină acordul autorităților publice din Republica Moldova pentru participarea regiunii transnistrene, adică să intre în regiunea transnistreană. Bun. Este drept că au apărut tot felul de voci în regiunea transnistreană în ultima vreme. Este vorba de voci care vin din partea lui Vitalie Ignatiev, care este însărcinat cu politicile externe ale regiunii secesioniste, care vorbesc despre independența regiunii și chiar s-au făcut trimitere la un referendum din anul 2006, prin care cetățenii de acolo își declarau că sunt de acord cu independența. Una peste alta trebuie spus în felul următor. Deocamdată, autoritățile de la Chișinău fac această echilibristică diplomatică pentru menținerea păcii. Este puțin probabil ca cei de la Tiraspol să facă un gest necugetat și să atace Republica Moldova, pentru că în minutul 2, dacă s-ar întâmpla acest lucru, s-ar trezi cu armata ucraineană care peste ei. Deci lucrurile
deocamdată sunt, hai să spunem, îngrijorătoare, dar menținute sub control. În opinia mea, eu cred că toate formațiunile politice, inclusiv de opoziție, ar trebui să sprijine eforturile acestea diplomatice ale autorităților de la Chișinău pentru menținerea păcii. Nu vreau să laud acum pe doamna Maia Sandu, dar trebuie să dăm cezarului ceea cezar. Bun, noi jurnaliștii avem larghețea și ne putem exprima opinii fără să angajăm organizații mai mari sau mai reduse, însă de perspectivă politic se vede un pic altfel și cu siguranță rezerva e un pic mai mare. Dar totuși, doamna Bogu, dumneavoastră cum resimțiți toate realitățile astea? Adică, ca și cetățean, dar și exponent politic, aveți vreo îngrijorare reală? Da, eu am o îngrijorare reală legată de anumite discrepanțe în mesajul pe care îl dă guvernarea, inclusiv și la capitolul situația din Transnistria. Pentru că chiar zilele astea, societatea din Republica Moldova și politicul în primul rând a fost cumva bulversat de declarațiile unui reprezentant a Biroului de Reintegrare din Republica Moldova, care a spus în mod explicit că situația din Transnistria nu exclude o anumită viziune privind federalizarea Republicii Moldova în sensul reintegrării prin acest principiu al Transnistriei și că, de fapt, principiile federalizării deja sunt realizate în Republica Moldova parțial prin existența autonomiei găgăuze și prin delegarea acesteia prin lege a capacității de a veni cu propuneri legislative și așa mai departe. Vedeți cum ulterior președintele biroului de reintegrare, domnul Serebrian, dar și mai tare președintele Parlamentului Igor Grosu, a criticat cu vehemență această poziție a unui angajat a biroului de reintegrare, deci numindu-l mancurt și mai că nu slujitor al Kremlinului. Situația din acest punct de vedere mi se pare extrem de îngrijorătoare, ținând cont în primul rând de faptul că Republica Moldova ar trebui prin funcționarii săi în biroul de integrare să aibă o poziție consolidată, clară și comunicată foarte clar și societății moldovenești, dar și lumii întregi. Ori dacă noi nu reușim să obținem o unitate la capitol de o instituție a statului care reprezintă o problemă atât de gravă, din punctul meu de vedere, acesta este un mesaj foarte prost oferit societății. Pe de altă parte, am auzit astăzi în declarația doamnei președinte Sandu la București o poziție destul de echilibrată din punctul nostru de vedere, care ține de Transnistria, pentru că fiind întrebată dacă acest conflict înghețat, care prin definiție poate constitui o piedică în parcursul european al Republicii Moldova, dânsa a arătat că, uitați-vă, că și războiul din Ucraina și provocările legate de el cumva au mijlocit o schimbare a retoricii autorităților de la Tiraspol și probabil și a oamenilor care locuiesc acolo, pentru că toată lumea vrea să locuiască în securitate și să își trăiască viețile departe de bubuituri de tun și tot felul de provocări care țin de un război de aflat la graniță. Astfel că eu vreau să vă spun, departe de mine gândul că situația din Transnistria este gestionată bine de către Republica Moldova, pentru că iată, vedeți că există bâlbe la acest capitol de către funcționarii guvernării și din punctul nostru de vedere, situația care a arătat că formatul 5+2, care nu funcționează deja, cred că circa 3 ani de zile, este unul expirat și la nivel internațional, guvernarea ar trebui să solicite o modificare radicală a acestui format
mai ales legat de faptul că una din părțile implicate în acest format este o parte agresoare care a agresat Ucraina și se află în război și prin urmare trebuie să asistăm la o schimbare radicală, nu doar a retoricii, dar și a modului în care Republica Moldova vede soluționarea conflictului transnistrean, aici, bineînțeles, fiind atrase toate forțele internaționale posibile și, în primul rând, creând un rol mult mai important României în soluționarea acestui conflict, pentru că România, așa cum arată experiența, a fost alături de Republica Moldova întotdeauna și, în primul rând, în cele mai critice momente a istoriei independente a Republicii Moldova și probabil că are dreptul acum să se expună și să aibă un cuvânt greu de spus, la fel precum, iată, uitați-vă, după începerea acestui război ruso-ucrainean, la inițiativa României a fost creat acest mecanism București-Paris-Berlin, platforma de ajutor a Republicii Moldova. De ce această platformă sau același principiu nu ar funcționa și inclusiv în atragerea în dezolvarea problemei transnistriene? Cel puțin atragem noi lucrurile. Da, eu cred că le vedeți foarte bine. Aș mai avea o întrebare eu pentru domnul Ciocan și apoi l-aș lăsa și pe domnul Nichituș să-și exercite dreptul și obligația jurnalistică, dacă dorește, și să pună niște întrebări poate care sunt mai apropiate de scena politică și administrativă și economică și socială de la Chișinău. Dar mai întâi l-aș întreba eu pe domnul Ciocan. În momentul de față, în noua dumneavoastră calitate pe care o aveți, și cred că nu greșesc dacă spun că e o formă de activist politic direct, adică vă responsabilizează direct în raport atât cu România cât și cu Republica Moldova sau invers, cam ce direcții ați dori să urmați? Acum știm, vine luna concediilor, august, dar va veni și perioada toamnei, toamnă-iarnă, cu foarte multe probleme, cu extrem de multe probleme. Probabil unele dintre ele încă nu le înțelegem per ansamblu sau nu înțelegem ce urmări și efecte vor avea. Poate că din nou se declanșează pandemia, poate că oamenii nu vor avea cu ce să se încălzească în case, poate că prețurile alimente nu vor mai face atât de facile însăși viața. Calitatea vieții per ansamblu va avea de suferit și zona politică trebuie să conștientizeze și să reacționeze foarte prompt la aceste realități. În concluzie, credeți că forma actuală de guvernare, care deține o majoritate absolută la Chișinău, reușește, iată, la un an de la preluarea puterii, să se achite de toate aceste realități? Și încă o întrebare ajutătoare, zic eu, dacă puteți să îmi explicați sau să ne explicați în ce măsură sunt date semnale foarte clare, în afara acestor vizite, iată, au avut loc și astăzi la București, în afara vizitelor externe, prin urmare, și a imaginii politice externe, practic la Chișinău, vedeți niște semnale clare că lucrurile la nivel guvernamental încep să se pregătească în așa fel încât să poată fi toată lumea în acord cu ceea ce ne așteaptă, adică cu realitățile foarte dificile care ne așteaptă din această toamnă? Știți, în momentul în care rămâi unul la unul în fața unei crize, evident că începe a căuta un suport să reziști. Și din punctul meu de vedere, noi exact vedem și găsim acest suport în România, dovadă fiind vizita și de astăzi a doamnei președinte Maia Sandu, încă o dovadă fiind că uite, calea noastră spre Uniunea Europeană trece prin București. Cei ce ține de guvernare de la Chișinău. Până în prezent, din păcate, am constatat că partidul de guvernare nu a dat prea multă dovadă de cooperare cu alte partide din Republica Moldova. Noi vedem că s-au promovat la funcții persoane care nu au întocmai pregătirea acestei funcții doar pe criterii politice și loialitate politică. Acest lucru este deschis, inclusiv el este recunoscut și de către partidul de guvernare, punând accentul în promovarea persoanelor doar pe criteriul de apartenență politică și loialitate politică, ceea ce din punctul meu de vedere este greșit.
Și să știți că ultimele, cel puțin săptămâni, eu personal văd semnale că, uite, se încearcă regândirea acestei poziții și probabil sper să avem schimbări la acest capitol și în perioadele următoare, probabil că noi vom vedea cum în garnitura guvernamentală vor fi atrași și specialiști pregătiți, chiar dacă sunt membri altor partide, chiar dacă au muncit în guvernele conduse de alte partide, ceea ce ar da evident un beneficiu cetățenilor din Republica Moldova și probabil va ușura și trecerea prin aceste momente de criză. Sigur că nu suntem astăzi probabil noi și cu capacitățile noastre bugetare și cu capacitățile noastre economice și, de ce nu, cu cele militare, să facem față unor crize de amploare. De asta și suntem într-un acord de cooperare cu NATO, de asta și suntem stat asociat Uniunii Europene, pentru că și prin contribuția care o avem, vrem să contribuim și la stabilitatea regională, dar totodată să facem parte și dintr-un mecanism mai larg de garantare a securității în acest spațiu european. Asta încercăm să explicăm și oamenilor. Înțelegem că în timp apropiat, deci guvernul urmează acest principiu rotativ, deci avem clară încredere că Partidul Social-Democrat, în momentul în care va prelua și conducerea guvernului, va manifesta aceeași deschidere față de Republica Moldova, față de proiectele de dezvoltare a infrastructurii comune și de apropierea cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Risc chiar să zic că va fi o nouă amploare mai largă de implementare a acestor proiecte. La asta probabil trebuie să ne așteptăm. Necât în la timpurile grele care multă lume le prevede, noi nu avem altă cale decât să muncim împreună, să ne ținem poporul românesc, românii de pe ambele maluri ale Prutului, să ne ținem apropiat unii de alții și să muncim împreună pentru depășirea acestei crize. Pentru că criza nu este doar în Moldova, ea este și în România și în foarte multe țări din regiunea noastră. Domnul Nichituș, desigur, domnul Ciocan face referire la principiul de funcționare a coaliției din România și a faptului că urmează să preia guvernarea și să fie desemnat un prim-ministru și de pe stânga. Dacă aveți întrebări pentru invitat. Întrebarea mea este adresată doamnei Monica Babu, pentru că și este dedicată Partidului Democrat din Republica Moldova, are ca subiect Partidul Democrat din Republica Moldova. Înțeleg, doamna Monica Babu, că dumneavoastră sunteți sau partidul este în pregătirea congresului pentru a-și alege președintele. Când va avea loc acest congres și dacă se vor avea loc și alte schimbări în nu știu, probabil în programul de partidului și așa mai departe. Da, în ședința lărgită a biroului executiv a Partidului Democrat, care a avut loc în aprilie curent și la care au participat toți președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului Democrat din Republica Moldova, a fost luată o decizie cu majoritate de voturi și în opinie care a fost arătată de majoritatea participanților, ca congresul Partidului Democrat din Moldova să fie organizat în toamna acestui an. Încă nu avem o dată extrem de concretă, cel puțin avem anotimpul în care trebuie să fie organizat congresul. Și bineînțeles că am arătat discuțiile cu colegii noștri de partid despre modul în care văd ei viitorul Partidului Democrat, pentru că congresul, domnule Nichituș, nu este doar despre alegerea liderului, este în primul rând modul în care Partidul Democrat din Moldova își vede rostul și rolul de mai departe în viața politică, socială, economică, culturală a poporului, a cetățenilor din Moldova, pentru că partidul este unul dintre cele mai vechi și cu experiență care există în Republica Moldova de independență încoace și vreau să vă spun cu absolută mândrie că sunt sigur că în lipsa Partidului Democrat din Moldova, în țările noastre, foarte multe lucruri ar fi putut lua o cu totul altă turnură. De exemplu, așa cum cunoașteți, toate aleanțele pentru integrare europeană au făcut
la acest capitol o trimitere foarte importantă altă dată, ex-ministrul de externe al României, domnul Titus Corlățean, care a subliniat că în 2010 rolul Partidului Democrat în crearea Alianței pentru Integrare Europeană a fost crucial. Pentru că ne aducem aminte că au existat trimiși de la Moscova care solicitau inclusiv Partidului Democrat din Moldova să facă alianță cu Partidul Comuniștilor, care pe atunci era încă foarte puternic și avea suficiente voturi pentru a crea coaliții majoritare. Ori noi am făcut întotdeauna un pas care a arătat determinarea democraților de a oferi Republicii Moldova un parcurs european, de a oferi Republicii Moldova o dezvoltare de a unui stat de drept în care toți cetățenii își soluționează problemele în baza unor proceduri democratice. Și tot noi am fost cei care am fost întotdeauna pentru dezvoltarea unei relații ascendente cu România, pentru că suntem conștienți de valorile noastre identitare comune și de aceea că da, România a fost nu doar avocatul, așa este o expresie uzuală în parcursul european, dar a fost cel mai fidel prieten tuturor guvernărilor din perioada de independență a Republicii Moldova. Doamna, nu mai avem prea mult, am să vă rog, nu mai o clipă. Aș vrea să vă rog să caracterizați în două, trei cuvinte activitatea lui Ion Ceban, cel fără de partid, primarul Chișinăului. Nu cred că este fără de partid. Domnul primar și-a anunțat crearea unei forțe politice pe care probabil că în fruntea cărei este MAN, așa parcă se numea, mișcarea. Da, a fost anunțată un an în urmă, doamna Babu. Da, a fost anunțată. Dacă a fost anunțată, știți câte partide avem și noi, avem care sunt anunțate, dar fiind anunțate, doamne, există. Nu știu dacă să anunțăm un pic. Domnul primar. Practic, administrativ, credeți că face treabă bună și merită și un partid pe măsură care să-l ajute în evoluții ulterioare? Noi nu suntem oamenii care suntem în măsură să oferim dreptul sau nu ca să aibă oamenii sau să-și formeze partide. Este dreptul, deci, democratic a oricărui om. Cât privește activitatea domnului primar, toate lucrurile se cunosc în comparație. Ori dacă luăm în comparație cu ceea ce a fost anterior în primăria din Chișinău, și o spun asta cu foarte mare regret, pentru că am votat de 3 ori pentru Dorin Chirtoacă, tocmai pentru aceea că alegeam rău cel mai mic și cel puțin omul care mă reprezintă ca valori identitare. Ori trebuie să recunosc că cel puțin la capitolul gospodărirea Chișinăului, eu ca și chișinăuiancă cu vechime de 30 de ani, văd anumite schimbări benefice în ceea ce se întâmplă la Chișinău. Eu nu pot să spun că aceste schimbări sunt radicale, pentru că problemele legate de transportul public, de stația de epurare din Chișinău și altele încă mai urmează să fie rezolvate. Dar în comparație cu precedenta conducere a primăriei, trebuie să recunosc că efortul primarului Ceban este vizibil. Și ulterior, ceea ce ține de mișcarea dânsului ca și politician, timpul va arăta dacă ea o să aibă succes sau insucces și va depinde acest lucru foarte mult despre faptul cât de mult a știut să își depășească, de exemplu, fostul trecut și să arate, așa cum declară, că este atașat inclusiv valorilor democratice și dezvoltării pro-europene a Republicii Moldova. Fostul trecut de la Partidul Socialiștilor. Și de la Socialiștilor, nu doar. Și de la. Haideți să încercăm să formulăm mai un minut jumate niște concluzii. Domnul Ciocan, vă rog. În primul rând vă mulțumesc pentru aceste imagini superbe a Chișinăului care le-ați spus pe fundal cât discutam noi. Chișinăul, trebuie să știe lumea, este cel de-al doilea ca mărime oraș românesc din spațiul nostru românesc și într-adevăr avem un oraș foarte frumos. Ca și concluzie, pledăm pentru consolidarea cetățenilor în jurul ideii de aderare europeană, în jurul identității noastre naționale comune. Încercăm să convingem cât mai multă lume
să accepte aceste valori, pentru că circa 40% din alegători care îi avem în Republica Moldova constant susțin partide de orientare pro-est. Și aici, sigur că lucrurile poate s-au mai schimbat acum cu acest război declanșat de către Federația Rusă în Ucraina. Dar rolul nostru, noi îl vedem în convingerea a cât mai multă lume să susțină integrarea europeană, să susțină apropierea de România. Și cum am zis, eu personal îmi doresc pe parcursul vieții mele să ajungem să trăim într-o o țară pentru un popor român reunit. Vă mulțumesc și eu pentru că ați acceptat să dați curs acestei invitații. Mulțumesc și vreau să vă zic că este o inițiativă foarte bună a News Moldova de a face prezentă actualitatea politică, economică, culturală chiar a Republicii Moldova în România și oriunde, pentru că știm că de mulți ani există această problemă. Ne cunoaștem prost încă românii de pe ambele maluri ale Prutului și acest lucru trebuie să depășit inclusiv cu eforturile jurnaliștilor de calea dumneavoastră, care cred că își propun acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi pentru cuvintele calde și pentru încurajare. Domnul Nichituș, cantre jurnaliști, ce trebuie să facem? Da, cantre jurnaliști, eu zic un singur cuvânt. Felicitări, News Moldova, că există. Felicitări dumneavoastră, domnule Ștefanoviș, pentru efortul pe care îl faceți pentru a realiza această punte informațională între Republica Moldova și România. Felicitări Partidului Social Democrat din România, pentru că în sfârșit depune efortul pentru consolidarea filialei sale în Republica Moldova. Nu am înțeles de ce nu s-a făcut lucrul acesta de mai demult. Să dea Dumnezeu ca socialdemocrația românească să fie construită și între Prut și Nistru și poate în felul ăsta o să fie mai pro-europeni decât suntem. Mulțumesc mult și doamne Monica Bătă. Și eu vă mulțumesc. Eu deopotrivă vă mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze pentru semnalul prost pe care l-am avut la internet, că în rest avem semnale foarte bune. Sper să ne revedem cu o proximă ocazie. Voi căuta și eu răspunsuri la multele neclarități pe care le am pe parcursul săptămânii viitoare și mi-aș dori foarte mult să continuăm convorbirile și dialogul. Cu plăcere! Cu mult drag, da. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu. Așteptăm la Chișinău. Cu drag. Cu drag. Mulțumesc. Mulțumesc. Dumneavoastră îmi dau întâlnire săptămâna viitoare. Sper că vom avea din nou informații noi, proaspete și care să vă ajute mai mult să înțelegeți realitățile pe care le trăim. Toate cele bune. Mulțumim. Mulțumesc.